Luptele greco-romane din România nu au avut un an prea bun din punct de vedere al rezultatelor obținute la campionatele europene și mondiale rezervate seniorilor. Și cum jocurile olimpice de la Tokyo de anul viitor bat la ușă, luptătorii tricolor pregătiți de mușeleanul Anton Alghira și Petre Cărare sunt cu gândul la turneele de calificare de anul viitor la Olimpiadă. Astfel că de mai bine de două săptămâni se află într-un stagiu de pregătire centralizat în Scandinavia. După turneul din Suedia, acolo unde România a obținut patru medalii, una de aur, una de argint și două de bronz, tricolorii s-au deplasat în Finlanda în vederea continuării pregătirilor sâmbătă la finalul stagiului finlandez, Alina Lexuc, Lenar Berei, Mihai Mihuț și mușceleanul Vlad Maria vor participa la un puternic turneu internațional alături de sportivi din Rusia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Norvegia, Finlanda, Lituania, Spania și Estonia. Delegația tricoloră va sosi în România duminică cu o cursă de linie, luptătorii urmând să beneficieze de o bine meritată vacanță de sărbători până la începutul anului viitor.